După ce ieri copiii din Mioveni au pătruns în lumea magică a sărbătorilor de iarnă, luminată feric de milioane de beculețe, azi au avut parte de un alt dar. Deputatul Simona Bucura Oprescu, împreună cu colegele de partid și primarul Ion Georgescu, le-au depănat copiilor povestea Sfântului Nicolae. Prima acțiune culturală care a avut loc pe scena Centrului Cultural Educativ din Mioveni a fost organizată de către doamna deputat Simona Bucura Oprescu, împreună cu colegele din organizația PSD de partid. Vom vedea ce a fost inclus în program și cui a fost destinat această primă activitate. Doamna deputată, a fost o acțiune foarte frumoasă, foarte reușită. Pentru cine și de ce ați organizat? A fost o acțiune pentru români, organizată de aici, de la Mioveni, o acțiune pentru românii care se simt copii, indiferent de vârsta pe care o au. Am ales momentul Sfântului Nicolae, fiindcă Sfântul Nicolae a venit astăzi la Mioveni pentru a spune o poveste frumoasă tuturor copiilor prezenți. O poveste despre hărnicie și talent, o poveste despre România, o poveste despre Biserica Creștină Ortodoxă, o poveste despre familie. De mulțumire, copiii au colindat gazdele și au gustat cu plăcere și bucurie dulciurile cu care Moș Nicolae le-a umplut ghetuțele. Wow! Oh, ghetuțele! Ghetele cu totul, dar ghetele cu totul, mami. Ghetele mele! Mamă, mi-a mai... Vă așteptăm aici, toate doamnele care au muncit săptămâna asta și avem aici niște dulciuri pentru voi să servim împreună. Așa, vă luați ghetuțele.